campanie, așa cum spunea și colegul meu, și prietenul meu, Cătălin Silegeanu, suntem la un moment de bilanț, ca să-l parafrazez pe el, am dus o campanie curată, onestă, frumoasă, grea în același timp, pentru că suntem un partid tânăr, nu am avut armate cum au alții comasați, dar chiar și așa am reușit să punem în fața alegătorilor o ofertă foarte bună, reală, o alternativă reală la ceea ce oferă. Singura alternativă, exact, am spus de nenumărate ori, suntem singurul partid de opoziție realmente din România. De asta zic că am reușit ceea ce partide mai vechi decât noi, să zicem, n-au reușit. Și aici, vorbind la nivel național, PSD și PNL au pus undeva la 55.000 de candidaturi, iar AUR, care este înființat în 1 decembrie 2019, a pus în jur de 33.000 de candidaturi la nivel național. Deci suntem mult peste ceilalți USR sau alții, nici nu mai contează. După cum știți foarte bine și după cum ați văzut și dumneavoastră, ne-am ferit să facem atacuri la persoană, ne-am dus o campanie pozitivă, prezentând soluțiile pe care le avem pentru județul Botoșani, acum vorbim în speță, cu proiecte concrete, cu măsuri concrete, cu măsuri realizabile. Ne-au provocat să semnăm pacturi de continuare a proiectelor excepțional. Noi avem singurul pact al nostru, este cu botoșenii. Nu avem pact cu niciun partid din cele două comasate. Ca atare, le-am spus și botoșenilor și le transmit și pe această cale, să ne dea credit, să ne dea șansa să producem această schimbare și să ne pună la treabă. Pentru că ulterior ne vom reîntâlni cu ei și vreau să avem demnitatea de a-i privi în ochi și să avem posibilitatea de a-i privi în ochi după ce ne vor analiza activitatea. Cam atât am avut de zis.